Mehedințiul are cu ce se mândri. Antrenoarea Nicoleta Elena Bogasieru, așa cum ne-a obișnuit deja, pune județul nostru pe hartă în ceea ce privește performanțele sportive. În cadrul campionatului național individual de aptitudini specifice, sportivele antrenate de aceasta au obținut locuri fruntașe, printre care și Borugă Elena, care s-a clasat pe primul loc la categoria 55 de kilograme. Sportivii antrenați de Elena Nicoleta Bogasieru ne fac să ne simțim mândri de performanțele lor. Astfel, în cadrul campionatului național de lupte libere pe plaje și aptitudini specifice, aceștia au ieșit învingători. Evenimentul sportiv a avut loc pe o plajă din Costinești, în perioada 18-25 iunie, la care au participat 800 de sportivi, iar copiii din cadrul clubului sportiv CSM Drobeta au reușit să ocupe locuri fruntașe. Am participat la campionatul național de lupte libere pe plaje și aptitudini specifice. Am avut mai multe categorii de vârstă, categoriile 9-11 ani, unde am obținut 2 medalii și 2 locuri 5, deci practic am avut 2 finale mici, dar le-am pierdut, dar asta înseamnă un plus pe viitor. Pentru noi, la categoria 12-13 ani am avut o campioană și o medalie de bronz, la categoria U15 încă o campioană și la nivelul decadești, cel mai mare nivel, o medalie de bronz. Medaliile au fost obținute prin respectiv la cadeți Popescu Silviana, la Under 15 Păiuș Sofia și Borugă Elena, care a obținut primul loc la categoria 55 de kilograme, respectiv Almăjean Luigi și Petriș Sara s-au clasat pe locul 3, fiecare la categoria specifică 60, respectiv 44 de kilograme, iar pe locul 5 clasându-se Toșa Denisa și Porcarul Elena. Borugă Elena este un exemplu clar de dăruire, perseverență și ambiție, la o vârstă fragedă, numele ei fiind pe buzele tuturor. Ne spune că doar prin muncă a reușit să ajungă campioană națională la lupte. La ce campionat ai participat tu și ce loc ai obținut? Am concurat la campionatul național de U13 și am obținut medalie de aur și fiind campioană națională. Practici de mult acest sport? De aproape 9 ani și simt că pot mai mult. Îmi place ceea ce practic și normal că am și rezultate. Pe viitor vrei să continui să ai o carieră? Da, pe viitor sper să ajung la campionate europene și, Doamne ajută, mondiale. Ai pe cineva în minte, un nume, un reper în acest domeniu? Roxana Capezan, Larisa Nițu sunt foste colegi ale noastre și au ajuns departe și sper să fiu ca ele. Spune-ne ce medalii ai mai obținut până acum sau la ce concursuri ai mai participat? Am concurat la campionatul internațional, din păcate nu am putut să obțin medalie, dar va urma campionatul balcanic și sper să obțin acolo o medalie, este rugitoare. Antrenoarea Bogasieru Elena este mândră de elevii săi și astfel de rezultate sunt răsplata muncii sale. Aceasta spune că secretul performanței este experiența. Mă bucur că copiii de la CSM Drobeta Tulunu Severin au reușit să ocupe locurile fruntașe și ne-am clasat pe locul 6 pe cluburi. Chiar sunt fericită și mândră de asta. Acest lucru s-a realizat cu sprijinul primăriei Drobeta Tulunu Severin, care mereu ne-a susținut secția de lupte. La ora actuală, noi deja având 11 medalii la campionatele naționale. Maestra, așa cum este numită de elevii ei, a creat un cadru plăcut la antrenamente, copiii simțindu-se ca într-o mare familie. Să ne spui, te rugăm, la ce campionat ai participat și ce loc ai obținut? La campionatul național de lupte libere și am obținut locul 3. De cât timp faci tu lupte libere? De aproape 2 ani. Și să înțeleg de la tine că îți place foarte mult. Da. Ai mai participat și la alte concursuri? Da. Și ce locuri ai obținut? Anul trecut am mai participat odată la campionatul național de lupte libere pe plajă și am obținut locul 3 și am mai participat la diferite concursuri pe saltea. Pe viitor unde te vezi? Sau ai un exemplu în minte când te gândești la acest sport? Da. Eu vreau să urmez pe maestra, Bogasieru Elena. Este un exemplu pentru mine și pe viitor mi-aș dori să fiu ca ea. Eu am participat la concursul lupte pe plaje și am obținut locul 3. La ce categorie? Categoria 60 de kilograme. De cât timp practici tu acest sport? E 4 ani.
Și să înțeleg că îți place foarte mult. Da. Cât petreci tu în sala de sport? Între o oră, o oră jumate, două. Și ți se pare obositor, dar cred că se merită efortul, nu? Și merită, da. Am luat locul 5 la concurs, dar la anul o să mă ambiționez mai mult și o să iau locul 1. La ce concurs ai participat tu? La concursul de lupte libere pe plajă. La Costinești? Da. Cât timp petreci tu în sală zi? Păi facem antrenamente luni, miercuri și vineri. Să înțeleg că depui mult efort. Da. La alte concursuri ai mai participat în trecut? Da. Am participat și anul trecut tot la același concurs și am luat locul 1. De cât timp practici tu acest sport? Eu fac antrenamente de 4 ani. Și îți place ceea ce faci? Da. Cât timp petreci tu zilnic aici în sală? Cam în fiecare zi. Ai mai participat și la alte concursuri? Da. Poți să ne dai un exemplu? De exemplu, la Resița. La Resița am luat locul 1. Elena Bogasieru ne spune că are parte de susținere atât din partea părinților, cât și din partea autorităților locale, iar copiii pot desfășura activitățile sportive într-un cadru adecvat, plin de căldură și iubire. Cei mai mici membri ai clubului CSM Drobeta își doresc să le calce pe urmele colegilor mai mari și astfel să pună județul Mehedinți pe harta performanțelor sportive. Și la ce concurs ai participat tu și ce loc ai obținut? Campionatul național de lupte libere, dar anul acesta n-am obținut niciun loc. Dar mă voi ambiționa mai tare și anul viitor voi lua un loc. Deci, înțeleg, tu ai obținut experiență anul acesta. Da. În trecut ai mai participat și la alte concursuri? Nu. Deci acesta este primul tău concurs? Da. Și cum ți s-a părut această experiență? A fost o experiență și plăcută, dar și neplăcută în același moment, deoarece traseul pe care am intrat a fost foarte obositor și foarte greu. Prin aceste lucruri ajungem la performanță. Da. Mă gândesc că vrei să continui în acest sport. Da. Pe viitor, poate unde te vezi? Vrei să ajungi la concursuri internaționale? Da, vreau să ajung la europene, vreau să ajung ca fetele mari, ca Silviana Popescu și toate campioanele. Cum te cheamă pe tine? Petru Orare Ivolașa Drăghia. Și de cât timp faci tu lupte? De mult. Îmi place să fac lupte. Ai văzut că aici, la tine, în cadrul clubului, colegii tăi au obținut medalii foarte importante. Da, am văzut. Vrei să urmezi și tu exemplul lor? Și să participi la concursuri? Da. De cheamă pe tine? Olivia Maria Dodorescu. Și de cât timp faci tu, Maria, lupte? 5 ani. Și îți place să vii aici la antrenamente? Da. Ai văzut că aici la tine copiii mai mari au obținut premii. Da, dar eu nu am fost. Păi, tu ești încă micuță, dar pe viitor mă gândesc că vrei și tu să participi. Da. Cât stai tu aici la antrenamente? 2 zile. Și îți place aici cu colegii, cu colectivul? Da, îmi place. Câteva sportive din cadrul clubului au fost cooptate la Centrul Național de la București. Sportivele noastre sunt cooptate la Centrul Național la București, Păiuș Sofia, Popescu Silviana, Borugă Elena și Nistor Andelia. Cele mici urmează să fie și ele cooptate la Cluj, Petrisara, Porcaru Ionela și Toșa Denisa. Eu sper ca să avem un viitor cât mai strălucit prin sportivii noștri de la secția de lupte libere. Viitorul sună bine pentru sportivii mehedințeni care ne fac să ne mândrim că ne reprezintă la nivel național și internațional.